dacă această integrare, acest schimbare spre bine, s-ar face mai rapid prin unirea cu România. Despre asta și pe ei. Probabil că la unire mai este de lucrat. Dar cunoașteți că suntem un neam, avem aceeași limbă, aceeași tradiție. Desigur. Și poate cunoașteți careva proiecte finanțate cu guvernul României aici, în Republica Moldova. Știm că guvernul României ne ajută foarte mult. Și s-au reparat școli, s-au reparat grădinițe. Deci la un eventual referendum ați votat pentru unire, dacă s-a schimbat. Da, probabil că încă e de grabă. Deci trebuie... Și lumea nu înțelege încă. Trebuie de muncit de pe acum pentru a avea pe urmă. Generația tânără poate înțelege, dar generația tânără a plecat din țară. Dacă mama are aproape 90 de ani și știe cum era la români și cum era la ruși, cum erau de foame și au deportat rudele. Deci, dar mă spun invers, că românii... Doi mori, doi frate de-a frate. Ce părere aveți despre integrarea Republicii Moldova în UE? Uniunea Europeană. Ne-aș dori să ne integrăm, să avem drumuri mai buni, investiții de acolo să avem, nu din ce cauze. Să facem locuri de muncă la noi acasă. Locuri de muncă spate, pentru tineret, locuri de muncă spate. Ca să vii tineretul în... Apoi prin intermediul integrării în Uniunea Europeană. Dacă o să ne integrăm în Uniunea Europeană, să avem investiții. Rămân satele goale. Păi da. Rămân satele goale. Deci este ca o soluție integrare în Uniunea Europeană. Ce părere aveți despre asta? N-ați fi de acord să ne integrăm? Aș fi. Da? Aș fi. Dar dacă integrarea s-ar face prin intermediul unirii cu România? Noi cu România am fost. Știm cu toții că în ultimii ani România ne ajută foarte mult și financiar și... Adică cu exportul, mare parte din exporturile... Nu știu pe cine ajută, că ea ca rămân... Și... Sunt școli construite, grădinițe cu ajutorul lor. Sunteți informat? Sunt informat. Cu grădinițele, da, sunt informată. Și asta e bine, știi? Acord de burse pentru studenți care învață la psihotare. Și la noi, chiar în Bălți, este o extensiune. În anual acordă peste 4-5.000 de burse pentru studenții la sărăbeni. Eu spun, e bine să te unești, să vii tineretul acasă. Înapoi, da. Să vii tineretul înapoi. Să fie cum a fost odată. Deci la un referendum ați vota pentru integrare și pentru unire, dacă ar fi un referendum. Dacă ar fi. Ce părere aveți față de integrarea europeană a țării dumneavoastră? Tot ce se face la noi în țară se face cu bani europeni și bani români. Da, ei n-au probleme lor, nu trebuie și a noastră. Da, dar ei reușesc să ne ajute. Grădinițe ne renovează, ne renovează drumuri. Nu, sunt granturi nerambursabile. Sunt granturi nerambursabile. Peste 1000 de grădinițe au reparat România, la noi Republica Moldova, prin acorduri de înfrățire. Bani europeni. În România salariul mediu este de 3 ori mai mare decât al nostru. Asta este primul cel mai mare beneficiu dacă ne unim cu România. Ați fost în România? Da. Am fost în România. Și drumurile nu vi se par mai bune? Numai drumul. Sistem de învățământ nu vi se pare mai bun? Sistem medicinal nu vă pare mai bun? Corupția nu vi se pare mai mică decât a noastră? Acolo îmi place la români unica, că dacă ceva a apărut un încadrare, o lege care nu le place, nu le convine, eu ieșit pe stradă astea. Democrație. Democrație. Pentru că au alt nivel de educație, sunt mult mai dezvoltați decât noi și știu să-și apere drepturile. Tăiați vor numai la conducere, de-o fost așa, la nu a fost bun, deși e nu bun. Deci la un referendum ați votat pentru integrare și pentru unii. Da. Ce părere aveți ca Republica Moldova se integrează în Uniunea Europeană? Foarte bună. Dar ce așteptări aveți? Așteptăm la mai bine. Am văzut acolo, avem copii care lucrează și este regulă acolo în țărești. Noi am vrea să fim cu Uniunea Europeană. Dar dacă această integrare s-ar face prin unire cu România? Păi, clar. Aș dori. Țara mamă este România.
Așa că noi pe România nu facem nimic. Da, cunoaște careva proiecte finanțate de guvernul României? Da, cunoaște. Lucrez la grădiniță și acolo, acum, cum s-a făcut proiectul de a ajutat grădinița de a se repara. Deci dacă ar fi un referendum, ați votat pentru integrare și pentru unire? Pentru unire și pentru unire.